Acum, eu dacă am apucat să fac o promisiune, e musai să mă țin de ea. Odată, pentru că e o slăbiciune a mea. Taci, mă! A doua oară, pentru că mi s-a și cerut în comentarii. N-o treci în casă! Și a treia oară, pentru că e una dintre cele mai frumoase întâlniri dintre lumea publicității, YouTube și viața în toată complexitatea ei. Doamne, ce nervi îmi faci! Mă refer la bunica lui Mircea Bravo. Sper că e limpede. Tu ce mă întreabă-ți cu jinarsul tău, mă? Roiul de aici! Hai mă, că e personaj, doamnă. Este, da. Doamna e personaj, ce să mai e, îți dai seama. Dar ce-mi place de ea, că reacționează foarte bine și joacă foarte relaxat. Zici că e actriță profesionistă. Da. Zici că e de meserie. Ce lucruri, mă? Hai, dă-mi numărul tău de telefon să mi-l trec pe telefon. Că tot îl uit. Nu scrie. Ce faci? Păi nu ți-am zis să mi-l dai să-l trec pe telefon. N-o fă bine, spune-mi, l-am auzit, amargă. Dar nu așa, scriu în agenda telefonului. Dar pe tu ce crezi că eu nu l-am în agenda, dar nu-i umbla cu agenda după mie îngrumat. M-am speriat de literele alea de S și D acolo, mă gândeam că mai trebuie încă una în față, dar e S, N, D. Tu ai zis că e da, cu bricheta și, aia, da. Și găleată. Da. Cu găleata și cu mălaie și cu zahărul, când am văzut și S și D. Și pe roșu? Și pe roșu zic hap, dar iată că nu, e luat de la librărie. Nu e mă hashtag, e agenda. Stai, dar unde mergi? La Untold, la festival. Și pe cât stai acolo? 4 zile. Hai de mine. Păi la noi s-o sfință biserica, mă, și-o vine 10 popi, mă. Și noți nu numai 2 zile. Fiecare generație are antoldui acum, pe bune. Să fim serioși. Ce credeți voi că DJ-ii sunt numai pe scenele astea cu retroproiecție în spate și cu ecrane LED? Nu, tăticule. Și e limpede că fiecare generație are biserica ei. N-aș fi spus-o băiatul ăla de la Faithless. Music is my church. My church, yes. Păi n-a zis-o așa? Ce naiba? Și apoi cine mai merge acolo? Păi vreau 100.000 de oameni, dar nu știi tu. Mă, și apoi la ospăț așa mare. Așa merge îmbrăcat. Ca un goțoi, mă. Mie mi se pare că multe din sketch-urile lui ar trebui să aibă la sfârșit un dicționar. Da, un dicționar, adică să-mi traducă un pic. Păi el ar trebui să facă aici, uite, unde scrie descrierea. Da, exact. Trebuie să-i spunem. Pentru neinițiați, 2 puncte. Goțoi, egal. Ca să știm și noi ce i-a zis. Poate i-a zis ceva foarte drăguț, mă. Bine, e bunică, dar pe așa se poartă. Dar ce-i cu straița aia acolo îngrumaz? Îți place cum stă? Tu te în amarul tău încă, că gândești că stai acolo la col și vinzi bilete. Du-te în amarul tău, bă, ce vorbe frumoase. Da, sunt una, da. Și una după alta, adică nu se oprește, știi? Da. Înainte oamenii, băi, hai că se mai jigneau oamenii și pe vremuri. Când nu existau congelatoare, ei tot și le umpleau. Da. Da, mă, dar cu ce vorbe, mă? Hai că-ți dau eu straiță, mă, de-aia e de câine, bă. Nu bine, bunică, n-ai tu de asta modernă. Știi ce mi se pare foarte, foarte fain la Mircea Bravo? Față de alții care se duc într-o zonă care și limba este un pic mai dură și felul în care intră în probleme este un pic mai... Da. El o face cu un gen de naivitate și inocență și... Care, de fapt, te lasă să vezi mult bun simț în spate. E foarte mult bun simț și e fermecătoare, adică mie îmi place. Mie îmi place foarte mult. Să vedem ce ai acolo, e. Păi, ce să am? Păi, numai cardul și telefonul mi-l țin. Păi, ară ești caleg și n-ai bani, mă. Hai că-ți dau eu 10 lei pe 4 zile, dar să nu-i strâși toți. Ce frumos sună, mă, să nu-i strâși. Să nu-i strâși toți. Ar veni cam 2 lei 50 pe zi și dacă mai trebuie să mai și păstreze... Cam 2 pe zi. Cam 2 pe zi, da. Ca să nu-i strâce pe toți. Cum... Generoasă bunica. Îl vezi la întol, pe la gheretele alea, înțeleg. Cu 2 lei. Prosecco, nu știu ce, cu tare, gin, tonic. Și te duci și tu. De 2 lei ce aș putea să ofer domnișoarei, că știi cum e, nu-ți mai iei tu, las că eu beau de la țâșnitoare, cum făceam noi pe vremuri, dacă ți-aduce aminte. Cum să nu? No, Doamne, ajută-ți copile și îți dau și cardul meu. Da, de ți-i schimba tricou, că de 2 ani de zile cu el ești. Da, de 2 ani. Taș, că ți-l știu, de când era negru. Frumos detaliu aici. Ai ce bine, da. Pentru un băiat care stă și spală singur tricourile. Văd intenția de brand acolo cu Visa. E explicată foarte frumos rolul Visei, cum să ai bani și așa mai departe, dar acum a văzut și intenția de la Lenor acolo. Adică e... Da, de 2 ani. Taci, că ți-l știu, de când era negru. Mie asta îmi place la el. Dincolo de faptul că a înțeles foarte bine cum poate sluji niște cauze, mie îmi place că în aceeași construcție el lasă și multe uși deschise. Da. Dacă doriți să intrați, ar mai fi loc la masa noastră, zice el, știi? Dar și tu ai card Visa. Da. No, nenuită-te ce scrie aici. Nenuită-te. Lenunța din Chinteni. Și de aici începe reclama.
Da, mă. Ai văzut? Da. Ce frumos. Sigur că vorbim despre reclame, că am ales în mod special, cum să zic, videouri, povești în care se regăsesc brandurile foarte bine. No, bine că mi-ai amintit, că i-am unii mă duc la Domnul Părinte și îi spui să bage și dumnealui plata cu cardul la biserică. Asta ar fi revoluționar. Și după plata cu cardul să fie plata cu telefonul direct? La biserică. La biserică vorbesc. Păi sigur, că oricum, eu să știi că eu încep să bănuiesc că pe la slujbe unii cam să mă ierte Dumnezeu că îndrăznesc să mă gândesc la așa ceva, mai cad în păcatul ăsta. Că dacă ai primit un like pe care l-așteptai, nu poți să știi, poate e după la vreun sfânt ceva. Momentul ăla, când zici nu merge conexiunea, te referi la altceva, știi? Exact, exact. Hai, Doamne, acum, dacă existi cu adevărat, fă o minune că aștept like-ul ăla de la doamna Florica, nu mai pot, am pus cozonacul ăla și nici până acum nu m-a băgat în seamă dacă e posibil așa ceva. Hei, unde pleci? Vezi că ți-a uitat pachetul. Ce pachet? Pachetul cu merindea, dar n-ai zis că stai 4 zile. Bă, dar ce tare ar fi să te duci așa la Antol. N-ar fi, mă? Mamă, cu 2 papornițe de alea de rafie, să te pui acolo. La pază, dar n-aveți voie că avem și noi aici standurile noastre. Au venit băieții ăștia cu food truck-uri. Lasă-ne, domne. Fac că alergie la alea, eu de la astea, că dacă n-am sarmalele de la bunica, nu... Mă omoară mama aia dacă vede că n-am mâncat de traște de la ea. Și pe ce ai pus acolo? De tot ce ți-am pus. Ți-am pus sarmale, tocană de pui, ți-am pus fasole, ți-am pus crastaveți, ți-am pus 2 sticle de suc, ți-am pus 2 ptiche. De tot ce ale, mă? Dar mi se face foame mie. Băi, dacă te duci la Antol și scoți 2 sarmăluțe la Kalkbrenner, îl și văd, știi? Începe și eu Paul Kalkbrenner și tu fac un supertaș de la frumos și 2 sarmăluțe mici așa. Restul râs, dar fii atent, am făcut chestia asta. In the night time. Mă, ai unele încălzit sau spui și butelia? Mi se pare că asta este un gen de conținut video care ar trebui să fie dat și la TV. Păi chiar la TV ajunge. Ce facem noi acum ajunge exact la TV. Doar că nu se reia, știi, cu frecvența cu care se reia un spot publicitar. Dar 2 reluări avem și noi. Deci totuși 3 difuzări prinde și... Prinde și pe TV. Și pe TV. Mă, copii, trebuie să mergeți în Spania. Da, super. În vacanță? Nu, la nunta la copilul lui Virgil. Care Virgil? Păi tu nu-ți cunoști nici neamurile, mă. Amăriorii din deal, mă. Ai care o fă la cooperativă și tu tămereai acolo și îți dă de înghețată. Obligațiile, mă. Obligațiile din copilărie alea sunt pe care... Trebuie să plătești înghețata de sute de ori acum. Noi nu înțelegem lucrurile astea, că ei s-au obligat. Dar nu putem trimite bani. Nu, că trebuie să mergem la uspăț, că cu oameni se face uspățul. Uite, vezi? Asta e frumos. Asta e frumos. Asta și pe mine, m-am spus suflet. Da, sunt foarte multe adevăruri aici, mă. Până la urmă, o relație se ține nu online, trebuie să fie acolo. Vezi, mă? Dar vezi cu ce vă îmbrăca, să nu mereți ca ultimii oameni. Eu nu prea am haine elegante. Păi cum? Nu mai ai costumul ăla de clasa 12? Ăla de acum 10 ani? Da, și că nu te-ai îngrășat de atunci. Și ăla ți-e bun, că eu ți l-am luat, că-i stofă bună el. Ai prins-o. Ce ți-a luat mama aia, aia e, tăticule. Tu când ai venit cu prima pereche de bluși pe care ți-ai cumpărat-o, tu n-ai zis, ce-i mă cu și prespălați? Da. Ăștia sunt purtați, mă. Oricum nu se uită nimeni la tine, că domnișoara e importantă. Ai rochie faină. Da, am ceva. Haide mie, tu că asta vrei să merg la uspăț. Du-te tu, că asta creapă pe tine. Da, noi vezi că privim lucrurile simplu, așa că la noi ce? Pui un costum pe noi, oricum, când ajungem primul lucru, dăm sacoul jos. Da. Ridicăm mânecile de la cămașe, deschizi 2 gulere aici, ai luat 2 țui și... Gata, la revedere. Viața are un alt înțeles. Rămâi mai eu de... Da, ele, tăticule, pe tocurile alea cu... Când ajung acasă, îți face așa... Hai de mine, amuța-i lua neagră. A crede lumea că ești în doliu și te-a dus la uspăț. Da, mă, exact așa se comenta. Da, așa e. Nu era, pe vremea nu era Dana Budeanu născută, acum sincer. Și comentau bunica, mătușa. Du-te șoță pe jos. Primul stilist a fost bunică. Frumos ai dat-o pe asta. Ai văzut? Frumos, mă. Alta chiar nu mai am. No, pe ea și musai să-ți cumperi. Alo, doamnă, preotează-vă bine. Spune-mi de unde ți-ai rochile alea și faine. Păi are legătura cu biserica, mă, da. În continuare. Totul era portat la biserică. Așa era omul pe vremuri. Era locul unde se închideau toate aleile. Și shopping-ul păi și... nu, dar era, de istorie vorbind, este și cel mai bogat loc. Adică era doamna preoteasă, era cea care își putea, practic, permite, avea acces și la toalete, avea acces și la călătorii. E unde? Star? Shiner?
Dar vezi că reclama apare pe la minutul 2 și un pic, așa, adică îți face povestea, te lasă să crezi că e o poveste obișnuită și pac, ți-a băgat acum site-ul. Mă rog, e o structură clasică, dacă mă întreb pe mine, în publicitate, se cheamă problemă-soluție. Sandule, hai și te aduc, o vine curierul, hai du-te și plătește. Tu 4 pachete ți-a luat, tu ești normală? N-a nici tu la el, dar pe eu să nu mă fac frumoasă mă. Da. Până amul la 70 de ani, ce ai făcut? Săracul, mă, el... Da, ai citit istoria. A suprit tare. L-ai văzut după cât de înțepat vorbește? El nu mai poate, e la capătul puterilor de vreo 15 ani, adică nu-i de acum. Mă, tu ai răcit. Nu, că e alergie de la praf. Praf ești tu. Vezi dacă nu te îmbrești și nu mâștăți. N-o treci în casă. Că te-ai răcit. N-o duce în casă odată că te-ai bat. 19 secunde și deja e o întreagă lume deschisă, foarte fain, apropo de observații. Da. Ce spune bunica, iarăși ca motivație, nu mănânci cum trebuie, nu te îmbraci cum trebuie, ceea ce ne-au spus părinții toată viața. Trage curentul, sigur, acum o să apară toate astea, e clar. Bă, Sandule, nu te deștii de ușa e că e curent și e răcit coptilul, du-te întreabă-ți. Cred că am construit mult noi la povestea asta, dar am lăsat impresia că prea avem așa treabă tot timpul, că... Mă rog, eu cred că sunt și băieți care... Ia mai... Da, normal. Hai să mai luăm în curând, tată, că atâta treabă am avut azi. Are două lucruri care, și asta mi se pare foarte frumos, că este du-te în treabă sau du-te în treabă. Și în toată povestea asta, ambele... Da, au o noimă. Ambele au o noimă și sunt foarte faine. Așa e. Alo, Lenuța din Chinteni. E problemă, că mi s-o răcine putul. Și celălalt ce zice? Dumneavoastră sunteți doamna! O să râs, dar eu să știi că eu cred că doamna e chiar vedetă deja. Deja, da, când zice din chinteni. Dar chiar așa o chemau și de familie? Nu e neimportant. Acum bine, dar poate o să și crezi că e chiar bunica lui Mircea Bravo. Nu este. Nu este, că au o relație rigidă, mi se pare. Fă bine, trimite-mi miere de manuca, lăptișor de matcă de imunitate și polen din ăla crud. Dă-i la copil un pic de țuică cu miere. Tu te mă întreabă-ți cu jinarsul tău, mă! Roiul de aici! Îl ajută și personajul, dacă îmi permiți, că eu am o slăbiciune acum pentru doamna și aș vrea să bat cumva la ușă și să văd dacă mă primește la un interviu. Aș fi foarte curios să vorbesc cu... Dacă o găsești pe doamnă, du-te și întreabă dacă o știe pe Mircea Bravo, nu? Cu întrebarea asta să încep și ea să fie și mirată. Da. Mircea Bravo, parcă am auzit ceva. Ceva. Mă, ce faci, bunică? No, ce fac? Ia și ni, te leg aici, ni. Dar vrei să bage frigul în cionche? Tu l-ai, domne, că ăsta nu s-a stâmpărat. Ia-i și tine bobe de fasole, că s-a întâmplat ceva. Mă, pune șapca în cap, mă! Pune-ți bine! Eu mă întreb acum, cât o costa un filmuleț din ăsta? La el? Mm-hmm. Păi, habar n-am. Auzisem așa niște vorbe în piață. Da? Să nu fie și alea aruncate... Nu știu să zic. Că nu știi niciodată. Atunci nu mai dăm nume, nu mai dăm cifre. O să dai, dar... Că zice că un filmuleț din ăsta așa cu bunica, da? Pentru o companie mare, ce-i drept, undeva la 1.000 de euro ar fi valorat. Cine zice, tată? Cine zice? Da. Un prieten, da? O sursă? O sursă. Pe surse, cum ar veni, da. Eu știu, mă, ce să zic acum. Mare producție așa nu e, îl rezolvi. Păi să știi că nu e vorba de mare sau mică producție, e vorba de impact aici, depinde cât vinzi. Adică dacă mă pui să-ți dau 10% din cât câștig, știi cum îți dau, neamțule? Adevărat. Fă cuvântul meu, dacă nu te invici la mine la nuntă să-mi dai înapoi. No, da, ți-ai luat lăptișorul de matcă. Ai mâncat? O să bat la ușa dânsei, să văd dacă îmi deschid. Succes. O să trimit un bilețel cu un porumbel, că eu vreau să merg pe vechi. Și oricum și dacă mă duc la dânsa, îți dai seama că mă duc pregătit. Dar poate, eu acum plus să zâmbim, dar poate lași pe doamna odată să prezintă ea, apropo, TV tot. Să știi că s-ar putea să ducă emisiunea la un nou nivel. Să vezi ce se întâmplă atunci. Să vezi succes. O mută ăștia în prime time.